Există, apropo de acel erou Constantin Mușa, a avut 5 statui făcute după primul război mondial. Cea mai cunoscută și care o vedeți constant este cea din fața tării din Bușteni. Făcute de Ioan cel Dimitriu Bârlad. Ioan Dimitriu Bârlad, deci a făcut 5. Una este în Bârlad, dar este preotată militară și nu este vizibilă. Și două sau trei au fost distruse. Deci deci în 5 iată că s-au distrus două sau trei. Și una este greu vizibilă pentru că se află într-o lucrătă militară. Paradoxul este altul și este vizit de umor involuntar. În istorie din Bârlad a scris o carte și menționând această statuie, a scris eroul bârlădean Constantin Mușa. Eu i-am scris pe fata și am făcut corectura. Nu e bârlădean. El s-a născut în Domnești, lângă București. Și a fost împrumutărit în județul Ialomița. Și a plecat la război inițial cu regimentul 5 Ialomița, cum de vreme pregătiți prea părintesc. El a fost rănit la mână și s-a împărcat mâna și a început să fie voluntar pe front cu cealaltă mână să lupte împotriva dinamicului. Așa că el poate fi revendicat. De ce din Domnești, lângă București? Pentru că s-a născut. De ce din Ialomița? Pentru că acolo a trăit, a fost împrumutărit și în cadrul respectivă a plecat. Adică, cu unitatea unde a luptat și cum a murit, dar eroismul nu a fost de alta rămâne. E bine că poate fi solicitat așa de fiecare parte din aceasta, fie geografică, fie ca altă dar e bine să e trist că, iată, din statuile lui, deja mai multe jumătate au dispărut. Îmi cer scuze, eu o să fiu cel mai scurt, probabil că vreau cuvântul, dacă puteți să vă încadrați 10 minute, ar fi ideal. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Stimați moderatori, subiectul meu este subiectul dovezile simpatiei față de regatul României din partea Poloniei renăscută în 1918 și textul am predat pentru un volum comun. Din cadrul asta voi prezinte doar un fragment. Presa și editurile din perioada interbelică sunt niște izvoare istorice foarte importante. Sunt martori timpurilor ce au trecut și ne dau posibilitatea de a reconstitui atmosfera acelor ani. În articolul meu, presa sublinia alianța poloneză-română și arată atmosfera de sărbătoare ce însoțea reciprocele vizite ale delegațiilor de stat precum și reprezentanții familiei regale din România. Articole din editurile poloneze aduceau mai aproape cititorului polonez istoria română, cultura, obiceiurile, evenimentele istorice comune și îl încurajau să cunoască țara aliată cu care Polonia era învecinată. Tema aceasta, în mare parte, am prezentat-o în timpul simpozionului de la Timișoara în 2014 și este publicat în San Ghidava 3, Târgu Mureș 2015. De la timpul acela am reușit să intru în posesia a două titluri de presă foarte interesante, care încântător se încadrează perfect în tematica din acest an, cel de la 100 aniversarea a Marii Unirii și formarea României Mare. Voi prezinta așadar aceste două interesante titluri. Prima o voi menționa pe scurt, deoarece descrie vizita în Polonia din anul 1223 a regelui Ferdinand, creatorul Marii Unirii, împreună cu regina Maria. Cea de a doua este legată strâns de celebrarea celei de a 10-a aniversare a Marii Unirii. Primul ziar este titlul Żołnierz Polski, soldatul polonez. Pe prima pagină sunt prezentate fotografiile regelui Ferdinand, reginei Maria și prințului Carol. Prima pagină introduce și tematica aproape întregului ziar, adică vizita regelui Ferdinand și reginei Marie în Polonia, 24-30 iunie 1923. Citim la început, un cuvânt la început. Când soldatul polonez va prezenta arma în fața cuplului regal din România, ce sosește la noi, va da onoare și glorie.
ci și liderului șef al armatei, cu care, cu fidelitate, de care, alături și împreună, vrea să sta pe paza pacii și drepturilor a națiunii sale. Deja cu aceasta întâmpinare am făcut referință la formarea cu câteva ani mai devreme România Mare. Tot ziarul îi duce mai aproape cititorului polonez siluetea celor mai importante persoane în România, precum și istoria României. Conține și imnul românesc în traducerea poloneză realizată de celebrul poet polonesc Arthur Hoffman. Importanța vizitei în Polonia a regiului Ferdinand și a reginei Maria este confirmată de faptul că în acest număr al săptămânului soldatului polonesc i s-au acordat 15 din total de 20 de pagini. Al doilea ziar pe care vreau să îl prezint este tot un săptămânal, dar cu o tematică social-culturală. Este număr al săptămânalului Lumea, Șiat, din 1 decembrie 1928. Îl începe articolul cu titlul A 10-a aniversare a României Mare, 1 decembrie 1918, 1 decembrie 1928. Acest articol conține un scurt mesaj cu urările de bine legate de dezvoltarea României și de alianța acestei țări cu Polonia. Autorul textului îi prezintă de asemenea cititorului polonez pe scurt unirea vânturilor românești și intermedierea României Mare în 1918. Textul redă perfect atmosfera celei de a 10-a aniversării a Marii Uniri din România. Astăzi, când celebrăm cea de a 100-a aniversare a Marii Unirii, putem să facem o călătorie sentimentală la descrierea din 1928. Și citim. În ziua de 1 decembrie se împlinesc 10 ani din clipa în care națiunea română a materializat idealul. Toate pământurile locuite de români au fost unite într-un simbol național întreg. Această zi a fost premiul meritat pentru groaznică suferință de care România a avut parte în timpul războiului. Regele Ferdinand, avându-l alături de pe generalul Berthelot, a făcut pe 1 decembrie o călătorie solemnă la Bucureștiul, eliberat de lungă ocupație germană. În aceea zi, românii și Transilvania, care și-au proclamat independența în Budapesta, a făcut asta în numele lor Alexandru Vaida Voivod sau ministrul afacerilor interne, cum am spune azi, când cu 100 de mii de voturi au proclamat hotărârea ce insistă alăturarea Transilvaniei la România. Iuliu Maniu, actualul prim-ministru românesc, a fost aclamat la conducerea afacerilor Transilvaniei până în clipa definitivei formalizării a Uniunii. În acest fel, ideea României Mare, la care stătea în visele sale sufletului poporului, a fost îndeplinită. Besarabia a fost anexată în ziua de 9 aprilie 1918, iar Bucovina pe 29 noiembrie. Pe 1 decembrie, toți românii s-au găsit sub ocrotirea Statului Unit. Au reușit ceva ce n-au câștigat încă multe dintre națiuni și mai numeroase. Nu e de mirat că poporul român se îndatorește cu bucurie de ce în această perioadă nouă istorie sale. Poporul polonez participă la sărbătoarea aliaților și prietenilor ai noștri cu sinceritate și cordialitate. Ne dorim că statul român să se întărească interior din toate punctele de vedere. Și textul conține în continuare un articol foarte simpatic, adică Regele Copil, despre Mihai, care a avut atunci 7 ani și este textul cu care nu am timp să citesc acum, dar în volumul în care va fi
Mulțumesc pentru atenție!